Ar putea fi înlăturat. Sfârșitul lui Vladimir Putin. Lovitura care l-ar distruge complet. În jocul de șah pe mai multe niveluri al dinamicii puterii interne din Rusia, ultimul lucru de care au nevoie oamenii de la Kremlin, care ar putea să ia în calcul o acțiune împotriva lui Putin, fie să-l facă să schimbe direcția războiului, fie să-l îndepărteze definitiv, ar fi încurajările publice venite din partea unui președinte american. Joe Biden a declarat la Varșovia că Vladimir Putin nu mai poate rămâne la putere. Dar potrivit unui comentariu semnat de un fost agent CIA pentru CNN, dacă scopul strategic al SUA este influențarea comportamentului Rusiei și mai puțin schimbarea regimului, atunci remarcile președintelui Biden nu au fost deloc utile. Factorii politici din SUA nu au reușit, din punct de vedere istoric, să înțeleagă că disprețul oamenilor față de conducătorilor autocrați nu se traduce neapărat într-o îmbrățișare a SUA sau a valorilor politice americane. Ei presupun în mod greșit că orice regim ridicat din cenușa unui despot alungat de la putere sau a unui rival anti-american va împărtăși agenda globalistă a americanilor. În Rusia, dar și printre oamenii aflați sub jugul dictaturilor din China și Iran, oricât de mult ar aprecia unii libertățile de care cred că se bucură americanii, puțin văd guvernul sua ca pe o forță a binelui, scrie fostul agent CIA. Rușii care se află astăzi în poziții cheie nu subscriu idealurilor democratice jefersoniene și nu văd America drept un farcălăuzitor. Ei sunt concentrați pe obținerea și păstrarea puterii și a privilegiilor prin natura lor, cei care au profitat sub regimul Putin au fost oportuniști, nu ideologi. Ei nu au obținut fanțiile cheie pentru morala, etica sau meritele lor. Această rețea creată de însuși Putin și-a extins controlul și puterea asupra tuturor aspectelor critice ale societății, guvernului și industriei rusești.